Bine ați venit, oameni buni, ora 21 special, așa cum v-ați obișnuit. Încercăm să venim cu acele informații care să conteze. Asta este foarte important într-o perioadă destul de dificilă, tumultoasă din toate punctele de vedere, fie că ne uităm în zona economică, fie că mai nou ne uităm în zona aceasta de conflict militar. Pur și simplu, la un moment dat, românii simt că le-au fost date viețile peste cap. Și e foarte, foarte important să vă aducem în fața dumneavoastră pe acei invitați care reușesc să ne deslege, să ne desfacă puțin tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere al informației în jurul nostru. Așa că alături de mine și îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră, în această seară în fața dumneavoastră se află Eugen Călinoiu. Îi spun bine ați venit, domnule Călinoiu. Bună seara, domnul Laurențiu, bună seara tuturor celor care ne urmăresc la această oră și pe canalul de YouTube și pe Facebook. Trăim vremurile pe care le trăim și orice acțiune de genul acesta, orice lucru care vine în sprijinul semenilor noștri este benefic. Iar demersul dumneavoastră din această seară și aceste emisiuni nu vin decât să completeze un tablou de bord al ceea ce am putea numi în termeni așa mai tehnici zilele războiului de lângă noi. Zilele războiului de lângă noi este o situație dramatică acolo în Ucraina, din punct de vedere umanitar, din toate punctele de vedere, dramatică, ușor, ușor se arată situația din punct de vedere economic în întreaga Europa și cred că nu numai. Dar vreau să vă întreb un lucru înainte de a intra în subiectele noastre care sunt în zona aceasta economică. Mi-aduc foarte bine aminte și telespectatorii noștri știu cu siguranță lucrul acesta. În ultimul interviu pe care vi l-am luat la începutul anului, undeva în luna lui ianuarie, spuneați la sfârșitul interviului când exista într-adevăr, existau aceste discuții, dacă e posibil să avem un conflict la graniță, exista această tensiune, să spunem, la nivel de declarații între NATO și Federația Rusă, mai bine spus Vladimir Putin. Și spuneați la final de emisiune, mare atenție că o să avem un conflict. În Ucraina, spuneați dumneavoastră, exact, cred că nu mă înșel, undeva la sfârșitul lunii ianuarie. L-am avut puțin mai târziu, într-adevăr. Ce v-a determinat să aveți acea declarație? Îmi pare rău, totuși, că previziunile mele s-au adeverit, dar erau destule elemente care să ne conducă la acest lucru. Și când spun asta, mă bazez pe ceea ce înseamnă istoria ultimilor 22 de ani. Mai degrabă istoria domniei lui Putin, să spunem așa. Bine spus, a domniei, având în vedere încă perioada din anul 2000, de când ajunge în fruntea Rusiei, Federației Ruse, practic Ucraina devine perla coroanei pentru ceea ce înseamnă parcursul politic și expansiunea acestui tiran, l-aș putea numi, pentru că ceea ce face el acum în Ucraina sunt elementele și deciziile pe care le ia vis-a-vis de ceea ce înseamnă această operațiune specială, cum o numește el, care de fapt este un război în toată regula, nu face decât să îi arate adevărata față și ceea ce a dorit de-a lungul timpului. Ce a dorit el de-a lungul timpului a fost să acapareze tot ceea ce înseamnă economia și resursele Ucrainei, așa cum a făcut cu celelalte state care cumva au fost și sunt legate de Kremlin. Și când spun asta, mă refer la statele din Asia Centrală, Kazahstanul, Azerbaijanul, unde Putin a reușit ceea ce în Ucraina nu a reușit, dar va încerca să facă acum. Adică să concesioneze acele resurse de petrol, de gaze, de multe. Ucraina este o miză foarte mare. De ce? Este o miză foarte mare pentru că este cea mai mare țară din fostul spațiu sovietic, este țara care are la nivel mondial numărul 4 ca resurse minerale în tot ceea ce înseamnă lumea aceasta. Da? Adică aici calculăm cel mai bun, cel mai mult și cel mai bun teren agricol din Europa.
cu ceea ce se produce în Ucraina, pot să mănânce 600 de milioane de oameni. Da? Cel mai mare, deci, niște exemple foarte simple. Cel mai mare producător și exportator de ulei de floarea soarelui și că de tot a fost nebunia floarea soarelui. Grâu, porumb, orz, orice în Ucraina. Cea mai mare centrală atomică, energie la greu. O țară foarte bogată, o țară care a devenit frecventabilă și pentru ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, chiar și NATO. Tocmai de aceea există multinaționale care au sedii în Ucraina, investiții foarte mari. Tot ceea ce a făcut Putin din 2000 încoace a fost să treacă de partea lui acest. A invocat de fiecare dată zonele acelea din est, dinspre granița dintre Ucraina și Rusia, unde care Crimea, Donbasul, Donetsk și așa mai departe, rusofile și așa mai departe. Asta n-au fost decât elemente care să creeze parcursul acesta despre care vorbim. Miza este una economică până la urmă. Deci, ne întoarcem tot la economie. Bineînțeles. Am spus-o și eu voi susține tot timpul că totul se rezumă la bani. Fie că a fost pandemie, fie că a fost război, fie că a fost războiul rece, să ne aducem aminte până în anii 90, totul înseamnă bani. În armare, de aici încolo vom avea mai mult interes pentru ceea ce înseamnă industria armamentului. Ucraina a fost o țară care a deținut focoase nucleare. Nu știm dacă mai deține. Teoretic știm că nu mai deține, dar Putin invocă, ăia se înarmează, fac și așa mai departe. Dar totul până la urmă înseamnă interese de natură economică. Eu am crezut la un moment dat că Rusia prin resursele pe care le are și prin tot ceea ce face și prin politicile pe care le adoptă Putin, că Rusia este o forță economică. Ea e parte din G7, parte din toate structurile. Dar de fapt am constatat și descoperim acum că Rusia nu este nici pe departe ceea ce am crezut noi. Am crezut că este o forță militară. Credeți-mă, nu sunt un mare specialist în materie de înarmare sau de armată sau de toate. Dar eu mă bazez întotdeauna pe cifre. Eu sunt economist și mă bazez pe cifre. Produsul intern brut al Rusiei, nu o să vă vină să credeți, este de 5 ori mai mare decât al României. În condițiile în care ei au niște resurse. De mult, ce? Mult pentru că România. Pentru că ei, practic, produsul lor intern brut se bazează pe ceea ce înseamnă, în principal, exportul de gaze, petrol. Plus valoare mare nu există, nu au industrie inovativă, nu au nimic. Oamenii aceia s-au învățat, oamenii aceia care toată lumea spune, domne, dar de ce nu iasă în stradă? Nu, oamenii sunt o clasă de mijloc pe care Putin a ținut-o captivă, care le merge bine, da? Acum nu știu cât de bine le mai merge în ultimul timp, dar le-a mers bine, au avut copii la studii, au avut un salariu, au avut o casă și așa mai departe. Nu au avut tendința de a crește mai mult. Cred că pandemia a venit cumva și a creat niște falii. S-au închis niște lucruri, nu s-au mai dezvoltat niște... A creat un război din ăsta așa rece, să-i spunem, între Rusia și celelalte state. Una peste alta, cred că demersul lui Putin nu face decât să confirme că Rusia, dacă alții încă mai cred, nu este ceea ce credeau cu toți. În afară, într-adevăr, de acel arsenal nuclear care este uriaș, armata nu este una la nivelul NATO, să spunem așa. Și se văd oamenii care merg cu tancurile alea ruginite, care merg cu tot felul de... Dar arsenalul acela nuclear nu este de neglijat și tocmai asta face acest război să fie pericol pentru toată Europa. Și apropo de pericol, spuneați tot în acel interviu pe care mi l-ați acordat la sfârșitul lunii ianuarie, spuneați foarte clar că va fi un an foarte greu din punct de vedere economic.
Acum, dacă ar fi să privim, nu luam în calcul și această operațiune specială, acest război care se desfășoară la granițele cu România. Acum, dacă ar fi să privim către economie, care ar fi semnalul de alarmă pe care l-ați trage dumneavoastră? Păi semnalul de alarmă îl vedem în buzunarul fiecăruia dintre noi în ultimele săptămâni, zile. Adică am încheiat un ciclu, dacă se poate numi așa, al pandemiei, după 2 ani de zile în care am ținut-o cu măsuri grele, cu măsuri care au afectat economiile la nivel global, și ne ducem către ce? Către ce este cel mai rău? Către zone de conflict, către război, către migrație, către oamenii aceia care refugiați și așa mai departe. Lucrul acesta a venit pentru noi ca țară și pentru noi ca cetățenii acestei țări ca o bombă care a căzut nu în forma ei fizică, ci din punct de vedere economic. O explozie în zona prețurilor, o explozie în zona serviciilor, o inflație de 8,5% raportându-ne la aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce este inadmisibil. Și toate astea și pe fondul unor gafe ale politicienilor noștri, iată ce se întâmplă cu prețurile în domeniul energiei, al gazelor și așa mai departe. De 6 luni de zile prețurile tot cresc și la noi tot intervine ba plafonări, ba scăderi, ba mai știu ce, nimic concret, doar vorbe multe, iar asta nu a făcut decât să accentueze situația economică de la nivelul României. Spuneți, politica a accentuat. Dar asta vine și în contextul în care la nivel global avem o situație cu un război în Europa. Da? La porțile Europei, la zona de est, cea mai vulnerabilă din acest punct de vedere, avem un război în toată regula, deși cel care l-a inițiat nu-l recunoaște și spune că de fapt el vrea să elimine nazismul sau deci chestii de astea de anii 50, de anii 60, de nazificare și așa mai departe. Ce m-a mirat pe mine foarte mult a fost acțiunea și tot ceea ce întreprinde președintele Zelenski, la momentul acesta un om probabil pe care istoria îl va pune la loc de cinste, tocmai prin prisma faptului că a fost cel care l-a refuzat pe Putin și acțiunile lui și a arătat lumii întregi că libertatea și modul de a trăi ți-l alegi singur. Suveranitatea și voința poporului este la popor și la reprezentanții lui. Și iată că avem 26 de zile de război și Ucraina totuși rezistă. Rezistă cu copii, 10 milioane de oameni plecați din țară, deci aproape un sfert din populația țării, care a plecat sau stă ascunsă, că nu sunt toți plecați din țară, și totuși rezistă. Rezistă în fața unei forțe pe care toată lumea, să fim sinceri și până la capăt, a tolerat-o, un tiran Putin pe care toată lumea, de la Angela Merkel, Schröder, Obama și toți ceilalți, au spus că e bine să-l lăsăm așa și să... El a crescut, KGB-istul din el n-a făcut altceva decât să își arate adevărata față și mor copii, mor oameni nevinovați, mor civili. Civili în război nu trebuie să moară. Da? Războaiele sunt pentru militari, sunt pentru forțele militare, nu sunt pentru cei. Adică genul ăsta de abordare în care vii și spui facem culoare pentru refugiați și după aia tu bombardezi culoarele, nu arată decât că omul nu-și dorește altceva decât să-și arate mușchii, să spunem așa. Iar ceea ce s-a întâmplat și reacțiile lumii libere nu au făcut decât să-l oprească. Iar ce va urma pentru Rusia și pentru poporul rus,
prin aceste sancțiuni care vin și continuă. Apropo de lucrul acesta, au impact aceste sancțiuni? Cu siguranță că au și... La vedere pare că nu afectează foarte mult. Nu, nu afectează pentru că au fost luate, domnul Barbu, au fost luate de curând și nu produc ca efecte imediat. Dar o să fie pe termen mediu și scurt, ele se vor vedea. Adică în momentul în care rusul nu va mai avea Pampers, scutece, lapte și tot ceea ce înseamnă acele produse de strictă necesitate, va vedea că magazinele unde mâncau un sandwich la McDonald's sau nu știu ce nu mai sunt, va începe să-și pună semne de întrebare că s-a învățat pe un anumit stil de viață. Pe un anumit stil de viață, pe anumite produse și pe calitate și pe consum și pe ce vreți dumneavoastră. Și mai o chestie, rușii totdeauna au fost învățați să ia de la alții, adică ei să fie cam privilegiați. Iată că nu se mai poate, iar Ucraina le-a spus clar, bă, până la capăt mergem. Zelenski a avut taxiul la poartă și nu s-a urcat în el. Nu știu câți președinți de stat aflați într-o zonă de conflict în fața unei puteri nucleare cum este Rusia nu s-ar fi urcat în taxiu și la avion și la într-o zonă caldă. Nu, și iată acest actoraș pe care toată lumea l-a blamat, inclusiv Putin, pentru că Putin nu-l suportă, că e LGBT, că e nu știu ce, că e... Da, nu, este un om pentru care libertățile și drepturile fundamentale ale omului sunt la rang de virtute. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că isteria, cum ar veni, a cuprins vrând nevrând vrând și graniță cu acest conflict și zona României. Și am avut isteria pompelor, da, adică a oamenilor care au făcut cozi imense de autoturisme ca să meargă să își facă plinul. Unii au apelat și la tot felul de inginerii, să le numim așa, au reușit să umple tot felul de dispozitive cu benzină sau carburant. Mai nou avem isteria uleiului. Care e mesajul dumneavoastră pentru oamenii din România? Pare așa o panică generală și de asta vreau să vă întreb. Care este mesajul dumneavoastră în zona aceasta până la urmă? Că într-adevăr vom avea o creștere de prețuri, dar vom ajunge într-o zonă de penurie, adică să nu mai găsim? Exclus. Prin aceste acțiuni nu s-a făcut altceva decât să se crească consumul, piața reacționează și în atare condiții prețurile se mențin sus. Adică ajutăm și noi dacă ne panicăm la... Bineînțeles, cel mai mare câștigător al acestei panici despre care vorbesc dumneavoastră și care n-ar trebui să existe, pentru că noi trăim într-o societate în care consumul, piața liberă dictează prețurile, este statul. Da? Cu cât pui mai mult combustibil de la pompă, cu atât mai multe accize se duc în bugetul statului. Cu cât cumpărăm mai multe produse, cu atât ele sunt generatoare de taxă pe valoare adăugată, de orice doriți dumneavoastră. Cu siguranță că nu este nevoie să facem stocuri, cum nu a fost nevoie nici în perioada de pandemie, pentru că la fel a fost și când a... Da, bine, atunci a fost o situație puțin mai delicată, în sensul în care oamenii nu aveau voie să iese din casă și așa mai departe. Dar nu este aceeași situație acum. Să știți că, așa, ca să fiu puțin ironic, aveam niște butoaie de vreo 200 de litri pe aici prin curte și am vrut să le pun la dispoziție aici, de o stație aproape de mine, și am zis, bă, mă duc, iau o roabă și le duc butoiul să și-l umple, că poate au nevoie. Dacă tot este nebunia asta, când oamenii cumpărau din supermarketuri baxuri de ulei, am cumpărat și eu un litru de ulei, pentru că nu consum mai mult și nu am intrat în vrie pentru că nu am ulei. Da, cu siguranță că a fost prima dată prima criză, să-i spunem așa, a fost criza valutei. Da. Să punem la ciorap niște bani. Am văzut oameni care au mâncat după ce a apărut mesajul că centrala de la Zaporojie a căzut în mâna rușilor, a apărut criza iodului. Da, pastilelor de iod. Pastilelor de iod. După aceea, nu știu ce s-a întâmplat, refugiați, trebuie să ne facem pașapoarte.
cu cât îți cumperi mai multe pași, cu cât îți faci mai multe pașapoarte, plătești o taxă, banii sunt la bugetul statului. Acum și statul are nevoie de bani, nu ca să-și întrețină parlamentarii, să întrețină pensiile, salariile și toate chestiunile astea. Deci spuneți că e neîntemeiată această panică, că ați pomenit toate crizele care au avut loc. Bineînțeles acum. Că deci este neîntemeiată. Este neîntemeiată și nejustificată. Este o comunicare proastă, sunt canale media care ar trebui să fie sancționate pentru ceea ce fac și întăresc. Sunt instituții ale statului care ar trebui să lucreze, dar care mereu sunt prinse pe picior greșit. Bine, intervin când fapta e consumată. Da? Și până la urmă trăim într-o țară în care prețul este dat de cerere și ofertă. Dacă mie mi se cumpără benzina cu 10 lei, păi de ce să nu o vând cu 10 lei? Da? Dacă oamenii spuneau, domnule, nu cumpărăm cu 10 lei. Bineînțeles că prețul ăla scădea. Dar prețul, deci, adevărata problemă nu este aceasta. Adevărata problemă este inflația, este prețul, puterea de cumpărare a românilor care a scăzut foarte mult. Dacă mergeți prin piața centrală, eu mă duc în fiecare sfârșit de săptămână și văd că sunt oamenii cu plăsuțele din ce în ce mai grele, ne-a omorât utilitățile acestea, da. Plata întreținerii este din ce în ce mai mare și vin miniștrii noștri și spun, da, de la 1 aprilie plafonăm pe încă un an. Da, dragilor, dar ați calculat regularizări de prețuri la prețul cel mai mare și asta în condițiile în care companiile care produc energie în România sunt românești, nu sunt, sunt ale statului român. Da? Și până la urmă, adică așa cum am mai spus-o și în emisiunea aceea despre care vorbiți, am spus același lucru. Există piață liberă. Că plafonezi prețul nu înseamnă că el scade. Cineva plătește, se plătește din bugetul statului acea diferență. Iar la bugetul statului contribuim și eu, și dumneavoastră, și toți cei care ne urmăresc. Și se poate vedea ce mai fi. Călinoiu, apelând la expertiza dumneavoastră în zona aceasta a finanțelor, a economiei, se poate spune că românii au fost beneficiarii cu ghilimele de rigoare a unei zone, să o numim așa, de război hibrid, de dezinformare, de lucruri care vin în zona asta de așa natură încât să panicheze grupuri mari de oameni, să ajungă în situația în care să ia și pe alții după ei, să cumpere, de exemplu, cu nemiluita ulei sau petrol, da, sau altceva. Statul a fost un beneficiar al acestei situații, dar, pe de altă parte, politicienii care fac parte din statul acesta și care conduc țara, cu siguranță că vor avea de suferit în urma acestor măsuri pe care le-au luat. Ne putem aștepta la orice. Am avut o iarnă bogată, săracă în precipitații și agricultura este, am spus-o de nenumărate ori în emisiunea noastră, unul din pilonii importanți ai economiei României. Am vorbit și cu oameni care sunt specialiști în domeniu și care mi-au spus că deficitul de umiditate în sol este foarte mare și dacă nu a nins, cel puțin în zona asta de sud a României, cu siguranță că culturile înființate în toamnă vor avea mult de suferit în această primăvară. Să sperăm că aceste culturi care vor fi înființate acum pentru perioada de toamnă vor crea necesarul de producție pe care l-am avut. Pentru că după ce au fost sistate exporturile de cereale, de grâu din Ucraina și din Rusia, practic România a devenit cel mai mare exportator, da, de grâu din Europa. Dar lucrurile astea sunt pe termen scurt și mediu. Lucrurile până la urmă se vor regla. Dar ne întrebăm cu toții care vor fi costurile. Pentru că, cel puțin pentru domeniul imobiliar, această criză din Ucraina și din Rusia nu fac să ne aducă decât dezavantaj. Au crescut foarte mult prețul la fier, beton, produse care sunt folosite în domeniul, în domeniul bogată în minereuri și așa mai departe. Lucrurile ăștia se răsfrâng
Și sunt domenii care vor avea foarte mult de suferit în urma acestor, crize care, iată că ne marchează viața tuturor. Vreau să ne gândim puțin și dacă există cumva, deși avem acest război la granițele cu România, o situație dificilă, un conflict militar la graniță cu România. Domnule Călinoiu, venim după o pandemie, încă nu știm dacă s-a închis sau s-a terminat și această pandemie și avem această problemă. Dar ne uităm cu îngrijorare noi românii, pentru că am văzut, de exemplu, în afară de inflația pe care o avem în zona prețurilor, care pomeneați mai devreme, și o problemă în zona bancară. Adică avem deja niște dobânzi mult mai mari, cu alte cuvinte, rate mai mari pentru români. Ce să înțelegem din asta? Ce să înțelegem? Că trecem printr-o perioadă sau urmează o perioadă de criză. Hai să spunem de precriză. De precriză. Da, pentru că, iată, avem un robor din ce în ce mai mare. Asta înseamnă credite mai scumpe, credite acordate în condiții mai grele. Păi, dacă le adăugăm la toate celelalte pe care le-am avut din toamna aceasta, creșteri în zona energiei, gaze, energie electrică, gaze naturale, energie termică și cu efectele războiului la granițele României, nu vin decât să arate că puterea de cumpărare a românului este din ce în ce mai mică, că eventualele acumulări sau astea practic sunt aproape inexistente și că creditele pot fi din ce în ce mai scumpe. Asta ce înseamnă? Înseamnă o piață imobiliară care poate să se blocheze, piață imobiliară care generează pe orizontală probleme și ce este cel mai important, poate să afecteze și zona de buget, având în vedere că cheltuielile, cel puțin cu partea aceasta de ceea ce înseamnă războiul și efectele lui, ne pot costa foarte, foarte mult. În aceste condiții extrem de dificile până la urmă, cred că întreaga Europa nu s-a mai confruntat după al doilea război mondial cu o asemenea situație, pe fondul și a unei pandemii care, așa cum spuneam, încă nu știm dacă s-a încheiat sau nu, se vorbește din ce în ce mai apăsat de valul 6, Austria a luat deja măsuri de prevenție. Cum vedeți perioada următoare? Sunt soluții la îndemâna guvernelor sau pur și simplu lăsăm lucrurile să meargă de la sine? Sau se poate interveni și din zona guvernamentală? Cu siguranță că la guvern și în zona politică se dorește o îmbunătățire a ceea ce înseamnă viața românilor și a tuturor celor care trăim prin această țară. Problema nu ține exclusiv doar de noi, pentru că de fiecare dată politicienii promit, aduceți-vă aminte că această criză a plafonării, să spunem așa, și a ceea ce înseamnă creșterile în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale, o avem de pe anul trecut prin septembrie. Da, cu... Se tot vorbește, avem un ministru care, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să mai fie acolo, pentru că nu a făcut nimic, vorbim despre o lege a offshore-urilor care este de vreo 3 ani blocată prin Parlament și care ține gazele din Marea Neagră și din zona insulei Șerpilor în stand-by, că nu putem să le accesăm. Vorbim despre ceea ce înseamnă alte soluții și variante de energie, fie ea regenerabilă sau de orice altă natură. Vorbim despre restructurarea în zona companiilor naționale și a celor care produc energie și așa mai departe. Dar vorbim, suntem doar la stadiu declarativ. Pe noi suntem la teorie, suntem cei mai buni. În zona practică, când trebuie să intervenim și să... Practica. Dar nu avem nimic. Venim și spunem, am emis 3 milioane de facturi, am greșit. Mai emitem încă 2 milioane. Le-am greșit și pe astea. Da, până la urmă, cred că am nimerit
într-un labirint în care oamenii politici și guvernanții la momentul acesta nu prea știu pe unde este ieșirea. Deși au o majoritate foarte mare în Parlament, probabil asta s-a și dorit prin această acțiune, o stabilitate din punct de vedere politic, totuși deciziile sunt care pe care. Vine președintele unui partid și spune noi vrem asta, celălalt vine și spune nu se poate, vine celălalt și spune vrem asta, celălalt spune nu se poate. Dar noi conviețuim împreună și vrem stabilitatea acestei țări. Da, fraților, dar dacă vine domnul Putin și se mai încordează puțin și spre zona Moldovei și spre zona cealaltă, ne pomenim la Marea Neagră că nu mai avem ieșire sau că suntem decât în zona asta de litoral de aici, de la Eforie până la Vama Veche. Nu! M-am uitat și văd, nu s-a tras niciun cartuș pe teritoriul României, da? Dar totuși un MiG-29 s-a prăbușit, un elicopter care a plecat după el s-a prăbușit. Zilele trecute un om a murit că l-a călcat tancul. Deci îți dai seama să mori călcat de tank. Este ca în filmul ăla să mor rănit din dragoste de viață. Știi, cam așa este și aici. Să mor rănit, să te calce un tank. Știi, era o glumă, știi, pe vremuri, știi ce? Bă, dar ce ai făcut, bă? Bă, m-a lovit un tank pe stradă, știi? Așa și cu... Este trist, da? Și totuși n-avem nicio reacție. Bă, migul ăla de ce s-a prăbușit? Ce s-a întâmplat cu el? Că nu l-a lovit nicio rachetă, nu suntem nici la Mariupol și nici la Harkov. Am înțeles că încă ancheta este în derulare. Da, la noi totdeauna, domnul Barbu, așa cum am mai spus-o de nenumărate ori în emisiunea dumneavoastră, în România, când vrei să îngropi un subiect, formezi o comisie. Fie ea parlamentară sau ministerială. O-l trimiți la fața locului și l-ai omorât. Aduceți-vă aminte că cu toate GPS-urile de la ale lui Arafat, primii care au găsit aparatul prăbușit în Apuseni au fost niște ciobani care se plimbau pe acolo, nici ei nu știau ce e cu ei. Da? Aduceți-vă aminte în lat cu Sudghiol că n-aveau cu ce să umfle camere, bărcile pneumatice, că nu era ok sau nu știu ce. Noi suntem în zona în care toată lumea își dă cu părerea, toată lumea vorbește de războaie, mai apar și tot felul de specialiști în strategii, pe la televiziuni și așa mai departe, dar de fapt problemele sunt cu totul și cu totul altele și se văd la magazinul de vis-a-vis, la magazinul de la colțul blocului, în piață, pe stradă și peste tot. Unde... Cât de mult va conta pentru economia românească și nu numai prelungirea acestui conflict militar? Asta este greu de spus și de cuantificat. Problema este că România din acest conflict militar, lăsând la o parte ororile lui, noi putem să ieșim câștigați. Pentru că mari companii care au avut investiții în Ucraina pot să-și reloce în România. Unii dintre ei chiar au structuri în România. Noi putem să beneficiem de pe urma acestor refugiați. Oamenii ăștia sunt oameni specializați în diverse domenii pe care putem să-i luăm și să-i folosim aici. Da, se vorbește deja de a le găsi un loc de muncă. Așa, asta e vorba. Și multe altele. Putem să fim beneficiari din mai multe puncte de vedere, pentru că noi suntem chiar aici, la buza conflictului. Și putem să solicităm, și avem tot dreptul să solicităm statelor NATO și tuturor, ajutor și tot ceea ce înseamnă lucrul acesta. Este foarte ușor să spui că vei mări volumul de în produsul intern brut, da? Nu mai avem 2%, avem 2,5%. Da, știi care este problema? Dacă ai 2,5% din... Una e să ai dintr-o sumă mare și una e să ai dintr-o sumă mai mică. Nu este important cât alocăm, ci este important pentru ce alocăm. Pentru că dacă alocăm pentru avioanele alea care se prăbușesc când se ridică de la sol, n-avem niciun efect. Dacă investim în acele elicoptere care se duc să le găsească și să prăbușesc și ele, iarăși n-au niciun efect. Și dacă investim într-un tank din ăla care își calcă proprii soldați, iarăși n-am reușit să facem nimic. Adică dacă dăm 2% din produsul intern brut și 2,5%, nu trebuie să mai vorbim sau să aducem cel puțin, nici să ne aducem în discuție,
că avem nevoie de rezerviști, că a fost o criză și cu rezerviștii și cu oamenii care n-au făcut armata și tot. Nu, armata trebuie să fie profesionistă, armata trebuie să fie formată din oameni care sunt pregătiți pentru așa ceva și trebuie să fie făcute toate cu sub oblăduirea statului român prin Ministerul Apărării Naționale, care este cel care ar trebui să și... Care ar fi așa o ultimă întrebare? Se vorbește deja de un nou val 6 al pandemiei, mai avem acest război. Care ar fi previziunea dumneavoastră într-o perioadă următoare? Domnul Barbu, deocamdată noi suntem într-o perioadă, valurile astea de pandemie au fost cumva, au apărut prima dată în Europa de vest, după aceea a apărut și la noi. Cumva există o perioadă de cam 60 de zile așa în care noi acum suntem cumva la ceea ce înseamnă plafonare, adică nivelul celor care se îmbolnăvesc este foarte mic, al morților este foarte mic. Deja în alte țări s-au impus, ați vorbit dumneavoastră de Austria, există și în Italia și în Marea Britanie, deja se revine la anumit. N-aș vrea să fac o previziune care să vină cumva să... Dar, din păcate, trebuie să o fac pentru că asta este realitatea. Cu siguranță că n-aș vrea să spun, dar după perioada sărbătorilor de Pascale și a perioadei de 1 mai și așa mai departe, având în vedere și ceea ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia, cu refugiații și cu toate astea, cu siguranță că vom avea, nu știu dacă un al șaselea val, dar o situație în care se va ajunge să avem mai multe cazuri în două luni și jumătate, 3 luni. Să sperăm că nu va fi la aceeași intensitate pe care am avut-o până acum, dar nu, nici nu trebuie să ne culcăm pe urechea că s-a terminat și că poate să ajungă să devină ca o, așa cum a spus președintele, că dânsul a mai spus lucruri de genul acesta, să devină ca o gripă sezonieră. Încă suntem departe de a spune că suntem într-o gripă sezonieră. Domnul Rafila, care este un specialist în domeniu și nu-i contestă nimeni, dar este doar un specialist în domeniu. Ca ministru al sănătății nu a dovedit nimic în plus față de alții care să arate că România este pe un drum bun în ceea ce înseamnă reforma în sănătate. Pentru că este nevoie după această pandemie de multe în domeniul sanitar și mai ales de reforme. Da? Avem la momentul acesta bani pentru spitale, dar nu suntem în stare să-i luăm, nu suntem în stare să-i folosim. Avem bani, am avut bani pentru un ATI modular aici la spitalul de urgență, am renunțat la ei că Onor Consiliul Județean Dolj nu a și-a îndeplinit obligația lui pentru niște cheltuieli neeligibile. Domne, că nu mai este nevoie de patru la ATI, că s-a dus pandemia. Foarte bine, s-a dus pandemia, dar și cei care au gândit acest proiect cu fonduri europene și-au luat în calcul să nu te mai prindă altă dată alte situații de genul acesta. Și dacă ai niște bani gratuit, de ce să nu-i folosești? Da? Iar în sănătate, paturile la ATI, chiar fie ele și modulare, nu stric. Dar sunt decizii care s-au luat și ca atare ne supunem lor. Dar până la urmă nu este bine, pentru că o să ajungem iar în situații de genul: doar vai de mine, nu sunt paturi la ATI. Și ce vom face atunci? Vom da înapoi și vom spune: bă, dar ce proști am fost. Să fim pregătiți. Da, totdeauna e bine să fii pregătiți. Când toți se dădeau de ceasul morții, Germania spunea: bă, stați puțin, că noi avem 7800 de paturi la terapie intensivă și putem să luăm oameni și din Franța și din Belgia și din Italia. Da? Și n-au spus că nu mai vor altele în plus. Dar noi suntem români și astăzi, când spunem lucrurile acestea, ne-am culcat pe ideea că pandemia s-a terminat, că a devenit o gripă sezonieră și că nu vom mai fi nimic. Așa spuneam și anul trecut și am prins valul 5 și ne-a curățit. Și suntem cu 60.000 de oameni mai puțin. Din păcate, oamenii aceia nu se mai pot întoarce înapoi, la fel cum nu se mai pot întoarce nici cei care au avut de suferit în urma acțiunilor unui tiran, unui om care a fost tolerat toată viața,
unui caghebist până la urmă, care el se numește Vladimir Putin, mi-este rușine să-i pronunț și numele, dar o fac doar prin prisma faptului că trebuie să scot în evidență lucrul acesta, și care face ca viața noastră și a multor semeni de-ai noștri din Europa și din întreaga lume să fie mai grea doar pentru că el își dorește mai mulți bani pentru el și clica din jurul lui. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat interviul cu noi, domnule Eugen. Cu mult drag, domnul Barbu, de fiecare dată când este vorba despre situația noastră, a fiecăruia dintre noi, a semenilor noștri, a celor oameni care au plecat cu actele și cu două geamantane, nu putem decât să fim aici și să le spunem tuturor ce trebuie să facă, ce este bine să facă, iar pentru cei care sunt rezervați și ne spun, ne dau lecții de moralitate spunându-ne că ar fi bine să avem grijă și de ai noștri, nu numai de refugiați, le spun doar atât. Să nu dea bunul Dumnezeu să avem nevoie să fim noi în locul celorlalți și să alții să ne ajute pe noi. Eu nu-mi doresc decât să trăiesc ca un om liber, să pot să merg liber pe stradă, să nu-mi fie teamă că mi explodează o bombă în curte sau la spitalul unde este internatul apropiat sau la școala unde am copii și așa mai departe. Nu. Războiul s-a terminat în 9 mai 1945. Pentru cei care au trăit ororile războiului, cu siguranță că noi cei care suntem și toți cei care de-a lungul timpului au trecut prin ani de după război, nu vor să mai audă de așa ceva. Putin este un om și în spatele oamenilor sunt alți oameni și cu siguranță va sfârși ca orice tiran. Dar până atunci vom face și noi tot ce putem, astfel încât nimic să nu ne calce în picioare demnitatea noastră și libertățile noastre dobândite greu de-a lungul timpului. Îi mulțumesc încă o dată lui Eugen Călinoi, oameni buni. Este ora 21 speciale, Eugen Călinoi alături de noi. Cu siguranță o să ne mai revedem cu domnia sa. Este un an greu, un an foarte dificil din punct de vedere economic, o să vedeți, lucrurile vor fi foarte complicate, dar avem pe domnia sa ca să încercăm să vă descifrăm pentru dumneavoastră când va fi momentul și cazul, ceea ce se întâmplă de fapt cu finanțele țării, cu economia țării și nu numai. Suntem cu gândul, cu sufletul și cu fapta alături de poporul ucrainean și spunem nu războiului, indiferent în ce parte al globului pământesc ar fi. Oameni buni, știți urarea noastră. Laurențiu Barbu, invitatul meu, Eugen Călinoiu, colegii mei de la ora 21, vă urează așa cum v-ați obișnuit să aveți parte numai de bine.